Cuțitarii se pare că își fac legea prin zona liceelor din municipiul Târgoviște. Tânărul de 18 ani, care a ucis cu sânge rece un elev de 15 ani luni după amiază municipiul Târgoviște, în apropierea Colegiului Național Ion Ghica, nu este singurul cuțitar care a creat panică și teroare în rândul liceenilor dâmbovițeni. Marți după amiază, după prânz, un alt individ cu antecedente penale, înarmat cu un cuțit, a tâlhărit pe un elev luându-i suma de 10 lei, iar pe altul a încercat să-l tâlhărească vrând să ia telefonul mobil, însă chiar în acel moment a fost prins de polițiști. Speriat de cele întâmplate, primul elev tâlhărit, care are vârsta de 15 ani și învață la liceul numărul 1 Nicolae Cioronescu din Târgoviște, a alertat imediat poliția municipiului Târgoviște, spunând că o persoană necunoscută l-a amenințat cu un cuțit și a luat suma de 10 lei. Incidentul s-a petrecut în zona sălii polivalente din municipiul Târgoviște. După descrierea făcută de elevul de 15 ani, oamenii legii au pornit în căutarea tâlharului. Polițiștii l-au depistat pe tâlhar în aceea zonă, dar pe celălalt trotuar, în timp ce încerca prin aceeași metodă să deposedeze de un telefon mobil un alt elev de 15 ani, care învață la liceul numărul 2 Voivodul Mircea din Târgoviște. Tâlharul l-a amenințat și pe acest tânăr cu cuțitul, spunându-i să-i dea tot ce are în buzunare. Elevul a scos telefonul și chiar în acel moment a sosit și poliția. Tâlharul are 30 de ani, este din orașul Pucioasa, are antecedente penale, a mai fost cercetat și reținut pentru tâlhărie. În luna ianuarie acestui an a fost eliberat condiționat, rămânând cu o pedeapsă de un an și 5 luni de executat. Acum este cercetat din nou pentru tâlhărie și tentativă de tâlhărie, a fost reținut pentru 24 de ore și prezentat parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile. De ce ați tâlhărit pe copii? Câți bani le-ați luat? I-ați amenințat cu cuțitul? Ce ați avut? Aveați cuțit sau aveați cuțit? Ce ați avut ele? De ce ați tâlhărit? Ce aveați cu copiii? De ce ați tâlhărit? Câți bani le-ați luat? Ați nevoie de bani? În cooperativitate, polițiștii au surprins în flagrant principalul suspect în cazul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie, în timp ce încerca să deposedeze o altă persoană de un telefon mobil. Suspectul a fost condus la sediul Poliției Municipiului Târgoviște pentru audieri. Polițiștii continuă cercetările în vederea aprobării întregii activități infracționale.